ca organizator, de ce e oportun o dezbatere pe tema asta? Organizăm această dezbatere pentru că acum, într-o perioadă în care constatăm că pe plan european există frământări legate de această lege, acta de protejare a drepturilor de autor, nu se cunosc încă foarte multe amănunte la noi pe piața internă, pe piața românească, despre ce presupune de fapt acta. Unii vorbesc despre faptul că internetul, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, nu va mai exista. Alții vorbesc despre măsuri benefice de stopare a pirateriei în urma promovării unui astfel de proiect legislativ. Am considerat că este util un astfel de demers pentru ca atât cei implicați direct în acest proces legislativ, cât și cei care îl urmăresc din afară, dar asupra cărora va produce efecte, să fie mai bine informați. Încă din 2008 s-au început consultări închise pentru acordul ACTA. Chiar membrii Parlamentului European și membrii ale societății civile nu au avut acces la informații privind draftul de proiect, draftul tratatului și odată scos la iveală în 2012 se vede faptul că acest acord are anumite articole care nu sunt transparente, de aceea merită o dezbatere pe această temă. Bineînțeles că majoritatea vor fi contra acestui tratat. Iată, în anul 2011-2012 a apărut forma finală a acestui acord și în urma vizualizării acestuia, foarte multă lume, la nivel mondial, au început să se revolte. Acest rol de avocat al diavolului, avocatul ACTA, avocatul marilor companii, pentru că se spune până la urmă că aceste mari companii care nu au reușit să-și gestioneze foarte bine afacerile în mediul virtual, sunt cele care au generat acest proiect legislativ și cele care susțin nevoia reglementării pe internet. Așadar, voi încerca să reprezint punctul lor de vedere și am tipul de sancțiuni pe care le prevede ACTA. O dată este sancțiunea închisorii care poate merge până la 5 ani, care, iată, nu mai este o joacă. Apoi avem de-a face cu sancțiunea confiscării și distrugerii bunurilor, iar pe de altă parte există sancțiuni financiare la care pot fi condamnați cei care sunt prinși că și-au descărcat filme sau așa. Noi, cel puțin în România, au circulat foarte mult pantofii Abibast și trainingurile Adibast și toate genurile de combinații de litere care se semene cât de puțin cu originalul. Deci vreau să ajung și eu în discuția. Vreau să despărțim puțin, eu știu, termenii care se discută acest acord. Pe de o parte discutăm despre contrafacerea marfurilor și aici acordul, din punctul meu de vedere, este pertinent. Și eu consider că este inacceptabil ca mărfuri contrafăcute să fie vândute